Stimați telespectatori, iată în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp, invitatul nostru de astăzi e deputatul PSD, Ilie Toma. Domnule deputat, am discutat despre blocarea salariilor, despre tăierea sporurilor. Nu un lucru foarte important, vă rog mult să-mi permiteți, că nu am încheiat, ați luat publicitate exact, da. Și făcea referință la Ministerul Economiei, acel minister condus acum de ministru userist. Îl cunoașteți, nu? Nu, personal. Nu personal. N-ați pierdut nimic, oricum ar fi. Claudiu Năsui. Da. Pe lângă că este tânăr, nu înțelege nici mecanismul de funcționare a unui tânăr, minister. Nu știu dacă e un dezavantaj. Nu este un dezavantaj și spun că ar merge, când am spus tânăr, am spus doar că nu are expertiză profesională. La asta mă refeream, nu că este tânăr. Cu toții avem copii și admirăm și ne place și sunt tineri și ne place tinerețea. Dar nu este un dezavantaj, dar pentru el, și la felul cum se comportă, nu este corect ceea ce se întâmplă. Și anume, ați văzut că a făcut o plângere la DNA prin care blochează undeva proiectele la 27.000 de firme care urmau să primească 550 de milioane de lei granturi și atâta timp cât A făcut o plângere la DNA. Făcut ceva, spunând că are ceva informații, că s-au strecurat nelegalități în acele proiecte. Adică șmecherii, adică pe românești. Șmecherii, dar nu asta este ideea. Vă spun eu sigur, va da vina mai devreme sau mai târziu pe angajații din acel minister să poată să dea afară cu ei, să-și aducă cât mai mulți de la Partidul Național Liberal. Păi dacă să... e uterin, de ce să aducă de la liberal? Să aibă posibilitatea. Cum? Dacă păi de afară și rămân... De la guvernarea de dreapta, la asta mă refeream, la ceea ce înseamnă liberal, USR-ul, îi... Tot aceeași mamă, așa, la urma urmei. Eu nu înțeleg chestia asta cu să dau afară un om capabil sau competent să-mi aduc eu. Nu ați avut discuția exact despre ceea ce s-a întâmplat la apele române și dacă nu a fost... Da, domnule, dar nu înțeleg. Adică faptul nici eu nu înțeleg, sigur că da. Lasă, domnule, oamenii competenți, indiferent de coloratura politică, la nivelul de execuție și chiar la unele niveluri de conducere. Pentru că fără echipă nu faci nimic. Fiind blocaj pe DNA... va putea să plătească discreționat toate sumele către 27.000 de firme. Unele care nu vor primi banii la timp vor falimenta și multe sunt din Horeca. Și ați adus aminte și foarte bine că ați adus aminte și vă mulțumesc. Horeca este deja cu un picior în groapă și nu vrea nimeni să întindă nici o mână de oxigen, nici ceea ce se poate face pentru ei. Inserția pentru... tot ceea ce înseamnă inițiativă privată și inițiativă economică. Inserția din partea statului român. Cum procedează Ministerul Economiei? Blochează mai mult și ceea ce ar fi putut primi. Foarte lejer. Eu, din punctul meu de vedere, ideea nu este să găsească niciun vinovat. Să poată să blocheze aceste proiecte, să facă economii la buget și să poată selecționa cum dorește dânsul pe anumite criterii, probabil ce, politice. Granturile alea de minister, nu scrii pentru ele un proiect? Păi proiectul este scris, dar vin prin minister banii. Așa ce, ei îmi dau când vor ei? Sau da, cum? Sigur că da. Interesant. Foarte interesant. Acum trebuia să le plătească, dar dacă sunt blocate, nu mai pot să le plătească. Păi și asta însemna până când? De multe până la soluționarea, ori, până la soluționarea problemelor, sigur că da. Din păi partea DNA-ului. Ăștia nu sunt bani europeni? Păi și dacă sunt, care e problema? Nu se pot bloca, nu poți să-i folosești tu discrețional, cum vrei, nu știu și preferențial. Exact cum funcționează. Ei, uite, și atunci nu mă arunc în afirmație, deci, dacă uite, nu uite, știu. Uite, se întâmplă chestia asta, zi cu zi. Repet, nu e corect ceea ce se întâmplă. Nu trebuiau blocate aceste granturi pentru că sunt firme care vor falimenta 27.000 de proiecte din partea firmelor. Era o gură de oxigen pentru ei, 80-90% din afacere și o salvau cu acești bani. Și nu făceau profit, rămâneau doar pe linie de plutire. Ei, astea sunt ideile guvernării de dreapta, de a nu te interesa de nimeni. Doar pe hârtie pui că facem investiții și avem o plecare față de mediul privat. Măcar dacă ați avea o plecare față de mediul privat, v-aș admira. Păi bun, uite, nu o să mai dau nici vouchere de vacanță. Ce e rău în asta? Este cea mai mare greșeală. Era un subiect pe care oricum vroiam să discutăm foarte
intens pe lucrul ăsta, pentru că fiind membru al Comisiei de Industrie și Servicii și fiind coleg cu fostul ministru al turismului, Bogdan Trif, care a fost inițiatorul acestui proiect extraordinar de bun, cu voucherele de vacanță, ceva, rămânea omul în jur de 1300, hai să spunem acest lucru. Dar nu atât suma conta, cât ideea de voucher de vacanță care stimula turismul. Din ce cauză? În prima fază, și vă spun că am discutat în amănunt, pentru că m-a interesat foarte mult ca membru al Comisiei de Industrie și Servicii, salvarea turismului în România. Dacă m-ați trimis acolo în Parlamentul României, trebuie să facem și noi ceva eforturi, să încercăm maxim să salvăm ceea ce se poate salva din țară, ba mai mult, să fie pe profit și economia să meargă, să fie pe plus. Și atunci mi-a povestit domnul ministru următorul lucru. În 2018, voucherele de vacanță au vizat undeva 1,2 milioane de cetățeni și ca și sumă au fost 250 de milioane de lei în 2018. În 2019, tot la fel au vizat undeva 1,2 milioane de cetățeni și sumele au fost până la 400 de milioane de lei acordate și s-au consumat toți. Păi da, dar majoritatea erau bugetari cei care... Acum urma să vă spun ideea cea mai importantă. 20% au fost din mediul privat. Deci mediul privat, având anumite avantaje, adică nu plăteau impozit pe aceste vouchere de vacanță, erau ca și niște prime pe care le acordau angajaților lor, dar aveau avantaje fiscale. Nu plăteau prime, nu plăteau CSU, nu plăteau asigurări sociale. Asta însemna mult pentru privat, că putea să-i dea celui care lucra pentru dânsul un avantaj și el la rândul lui privatul primea un avantaj de la stat. 20% în 2019 au fost privații și îi felicit cei care au acordat vouchere de vacanță. Dar nu aici este foarte importantă ideea. Ideea este că tu ca și stat investești 200 de milioane de lei sau 400 de milioane de lei, dar îți vin înapoi de 3-4 ori mai mult. Pentru că persoana respectivă care merge în concediu de odihnă nu consumă doar acei 1300 de lei, cu siguranță mai consumă 1300 de lei de la el, pe lângă astea, pentru că se deplasează cu mașina, consumă combustibil, undeva mănâncă, hrană, undeva se mai cazează pe drum. Știți că în toți acești ani, cererile pentru autorizări la pensiunile private în 2018 a fost cu 30% mai mari față de 2000, cu un an în urmă și în 2019 au fost cu 60% mai mari decât în 2018. Știți că în 2019 am avut cea mai mare creștere a ratei de turism în România, de 8,7%, când media în Europa era de 2%. Da, foarte... turismul era subțire la noi până atunci, e adevărat, dar am avut cea mai mare creștere, 8,7% față de media europeană, 2%. Știți că vreau să vă mai spun următorul lucru. Partidul Social Democrat la acea vreme a scăzut TVA-ul forțat la vremurile trecute de liberal și de peneliști. Guvernele de dreapta, 24%, l-a scăzut la 9% pentru că în 2019 să ajungă la 5%. Pentru că aici este ideea, acordă inserție, acordă avantaje fiscale și avantajele îți vor veni dublate, triplate la bugetul de stat. Bun, acum înțeleg chestia asta cu turismul, ea sună bine, dar dumneavoastră știți că 70% din pensiunile agroturistice nu au angajați și nu creează locuri de muncă, banii rămânând acolo, la patronal. Știți cât au crescut numărul de locuri de muncă în turism? Cu 40% în 2018 da, și cu 50% în 2019. Acum suntem în perioadă de criză, da. Suntem pe guvernarea Partidului Național Liberal și a USR-ului, susținut de UDMR. Suntem pe guvernare performantă, nu? În perioadă de criză, buget de austeritate, numai asta am auzit tot timpul. Tăieri de pensii, tăieri de salarii, închideri de spitale, închideri de școli, faliment ale unităților economice. Încă o idee vreau să vă mai spun. Da. În Uniunea Europeană, contribuția turismului în PIB-ul țărilor care sunt membre ale Uniunii Europene, reprezintă undeva media, 10,5%. La noi reprezintă doar 2,3% media contribuției turismului la PIB. Dar aveam un potențial adică de creștere enorm. Din impozite, din taxe, din toate ce se întâmplă. Da, cât sunt banii. De ce? V-ați gândit vreodată
zic și eu, nu dau cu parul, că din acei 2,8% ne-am putea transforma poate în 5,6 sau în 7. Păi potențialul de creștere este enorm. Dacă ar fi puțin controlată și circulația banilor la negru în turism. Pentru asta există instituția abilitate, stimate domn Adrian Simon. Da. Ei trebuie să-și facă datoria. Deci intrăm pe un teren care nu este al nostru, practic. Sunt instituțiile de genul garda financiară, nu mai există. Poliția, cum da, îi spune antifraudă. Antifraudă, dar am vrut să spun popular ca să înțeleagă toată lumea. Este ITM-ul, Inspectoratul Teritorial de Muncă, ca să controleze contractele să fie legale de muncă și înscrise în revisal și totul să fie conform legilor în vigoare. E simplu. Păi nu, că sunt nenumărate cazurile. Când te uiți la o pensiune, cât e camera? 100 de lei, 150 de lei. Poftim. Când doriți factură? Nu, că n-am ce să fac cu ea. Da, sigur. Bun, aici ai de vină și cetățeanul dacă nu dorește factură. Să nu vă supărați. Dacă vrei să stimulezi, să fie legal tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, trebuie să fii, în primul rând, tu cel care respecte legea și duce mai departe ideea de legalitate. Și când ești la casă, ai dreptul să-ți ceri bonul fiscal, indiferent unde ești, că ești la asta una un mare la mână, market sau poate și tu ca patron de mare pensiune nici măcar n-ar mai trebui să întreb dacă doriți factură sau... Corect. Nu? Dar mă rog, asta este o altă poveste, maxim 7 minute, nu, maxim 5 minute de emisiune mai avem. Românii nu mai au vouchere de vacanță, așadar, în anul acesta. Alocațiile nu cresc. Alocațiile nici gând să crească, pensiile nici gând să se mărească, buget de austeritate. Viață ce cu vă mai spun că era important pe și ecran. Asta scrie. Poate că a scris foarte corect, dar nu este corect pentru cetățenii pe care îi reprezinți și le administrezi viața de zi cu zi, tu ca și guvern. Tu ca da, și eliminarea pensiilor speciale executiv. A fost corectă. Da, a fost votată. Din punctul meu de vedere, a fost un act corect, pentru că a fost votată legea, proiectul de lege inițiat de Partidul Social Democrat de tăierea pensiilor speciale pentru parlamentari, pentru că la parlamentari nu puteau fi tăiate pensiile decât de către parlamentari, așa este legea și Constituția, și așa și-au făcut legea la vremea respectivă și atunci noi am votat. Proastă uite, domnule, asta cere poporul, asta votăm noi, cu tot sufletul, fără probleme. Dar eu zic că este corect să fie toate pensiile speciale le aranjate. Tu, dacă ești acum, au făcut și cei de la Liberali un proiect de tăierea pensiilor speciale, au făcut și cei de la USR un proiect de tăierea pensiilor speciale, pe care și l-au votat cu vot negativ. Deci și-au picat propriile proiecte pentru că cel mai corect era al Partidul Social Democrat. Dar tu, acum, ar guvernamental, de dreapta, Partid Național Liberal, USR, ești la guvernare printr-o simplă ordonanță de urgență, poți să dai această hotărâre și anulezi toate pensiile speciale. Și când spun bun, pensii speciale... Nu mai vine și atacarea la Curtea Curcă, să se găsească cât un daștept. Domnule Adrian Simeon, dacă vrem și plecăm de eu am mai zero, spus lucrul ăsta, că facem o formulă corectă, bazată pe contributivitate și eu nu spun că nu sunt categorii sociale domnul de pensionari Toma, care merită cu praf în ochii, ceva în plus. Cu praf în ochii oamenilor care nu cunosc, oricine poate să arunce. Este foarte simplu să faci un proiect de lege cu eliminarea nu știu cui, dar să-l faci prost de la început, știind că va fi atacat. Dar domnul Adrian Simon, dacă eu am votat împotriva nu, propriei mele pensii, asta, ai, se, poate? Se poate, dacă vrei. Deci, dumneavoastră, faptul că ați fost ales din nou deputat în mandatul ăsta 2020, a spus că votez 20, lucrul ăsta, secunde, îl votez. 2020-2024 nu v-a ajutat cu nimic. Dacă nu ieșiați deputat, aveați pensie specială, o puteați cere atunci când... Că cei care le-au nu avut cred că este momentul ele. Să discutăm despre pensii speciale când economia României este în decădere. Deci ați fi beneficiat, de exemplu, dacă nu mai erați deputat. Nu are importanță lucrul ăsta. Nu-mi dar pare rău de nimic asta, ce am făcut. Undeva la 3.000 Toma. De lei pentru un mandat. Pentru un mandat da, primești da. 3.000 de lei. Da, 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 și da. Sunt deputați care au... Nu, maxim 3 mandate iau. Da? Nu, deci 3.000 de lei e și ceva. Să nu depășească indemnizația de 11.000 de lei a parlamentarului aflat în funcție. Am înțeles. Dar dacă ai avut netă, un, mă refer. Da, dacă ai avut un, dacă ai fi, de exemplu, erai la dacă ai fi avut un mandat, ai fi avut nu, 3.000 de lei. Erai la al treilea mandat. Da. Puteai să ceri pensie pentru cele două mandate care au trecut. Păi ți se acorda automat pensie pentru cele două mandate, că așa este legea. Așa era. Deci tu când mergeai, așa era legea, da, aveți dreptate. Da. Așa e.
Da. Dom'le, știți ceva, până la urmă, foarte bine. Acum să luăm altceva. Dar vestiții europarlamentari, Tomac, îl știți pe Tomac, nu? Cel nu, de la personal. Partidul lui Băsescu. Da, marele patriot știi? Din marele Republica patriot. Moldova. Eu l-am abordat exact pe holul că a venit cu mare sarabandă după el, tăiem, a fost ales europarlamentar, dar după a venit împotriva propriilor colegi, tăiem pensiile speciale la parlamentari. Ok, bă, de i-am zis, dar tu, ca și europarlamentar, beneficiezi de pensie specială. Păi da, dar e altceva. Cum e altceva? E adevărat că acolo când împlinești limita de vârstă, ți se dă pensie specială de europarlamentar de 5.000 de euro. E adevărat că este altceva, 5-6.000 de euro. Pentru că așa este în legile Uniunii Europene. Proastă lege și asta. Dar orice parlament, să știți, orice parlamentar în orice țară, stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de pensii de parlamentar după ce să au fost pensionați. La noi nu este legea. Vă spun eu de ce, ce am spus și colegului. Rareș Bogdan. Domnul Toma, v-am rugat eu să fiți deputat. Cioloș, nu, eu vă spun despre nu, ei. De ce vorbesc despre, despre noi eu... și ei beneficiază de pensii păi speciale și nu fac niciun proiect de lege? Păi să nu mai beneficieze. Dar pleacă câinele de la măcelărie. Păi nu pleacă. Astea sunt ideile de dreapta. Hai să tăiem la toți, nu o să ne lăsăm. Eu nu zic, poate merită unii pensii speciale, cum au fost militarii în teatrele de operațiuni speciale. Fă o formulă de calcul pentru toată lumea universală. Asta vreau să vă spun, vă rog să-mi permite să mă lăsați să vă spun. O formulă clară, bazată pe contributivitate, iar la cei care au depășit, nu știu, ideea de siguranță, acolo unde și-au desfășurat activitatea, unde au fost în condiții grele, în condiții periculoase, în teatrele de operațiuni militari din diverse structuri ale statului român, că o fi Ministerul de Apărării Naționale, că o fi Ministerul de Interne sau alte structuri și servicii speciale, dă-le un indice de corecție pozitiv. Nu știu, zic și eu, 1,2, 1,4, 1,6, dar nu nesimțit. Adică să nu-și dubleze practic pensia, mai bine încearcă să crești pe ăla de jos, pentru că pensiile sunt foarte mici la nivelul de jos. Creșteți măcar și fac un apel pe aceste cale la cei aflați la guvernare, la cei aflați în executiv. Creșteți de urgență pensiile minime. Acolo este suferința cea mai mare. Blocați pensiile mari și foarte mari să mai crească și stabiliți o anumită sumă pentru pensiile minime și acordați-le acolo creșteri, pentru că oamenii nu pot trăi cu sumele pe care le încasează. Este foarte greu. Puneți-vă în pielea celor cetățeni, stimații mei colegi, indiferent unde vă aplați, în ce partid politic, creșteți pensiile minime. Acolo e suferința cea mai mare. Lăsați pensia specială, deoparte. Domnule Toma, scurt, mai avem... Și știți cine a fost inițiatorii pensiilor speciale? Exact, da, Stoica, ministrul al justiției, da, pentru procurori, pentru judecători. Eu nu zic că nu merită și acest oameni, pentru că au o activitate specială ca și o desfășoară. Dar hai să stabilim o dată o formulă corectă de pensionare pentru toată lumea. Ca și cei de jos să se bucure când ies la pensie, să poată să ducă un trai decent. Nu cere actualul nimeni lux. Proiect de, actualul proiect de buget scurt, 2 minute maxim. Actualul proiect de buget prevede mai puțin bani, cu vreo 80% decât era anii trecuți. 89% pentru locașurile de cult pentru întreținere. Da, cum comentați? Este total incorrect. De ce? Pentru că întotdeauna credința poporului român a fost seva de dezvoltare a poporului român. Valorile culturale ale românilor sunt niște valori culturale care ne-au promovat în lume și care sunt clar speciale față de celelalte popoare. Fiecare popor are valorile lui culturale. Nu poți să lovești exact în seva unei națiuni, să lovești exact în valorile culturale. Valoarea culturală, valoarea locașurile culturale de cult și religioase sunt obiecte de patrimoniu, indiferent că sunt religioase sau că sunt muzee sau ce sunt altceva. Aici cuprindem și muzeele, să știți, în această sumă de 11% de întreținere rămasă. Este jalnic. Eu nu vreau să-mi pierd credința și respect absolut orice formă de religie din această lume și din România și respect pe toți și știți că nu vorbesc prostii și știu și cei care ne ascultă și ne văd, pentru că eu sunt ortodox, născut și sunt ortodox și cred în ceea ce înseamnă ortodoxism, dar n-a fost biserică la care să nu fiu invitat și să nu merg și uneori chiar să văd despre ce este vorba. Chiar dacă este protestantă, neoprotestantă, baptiști, pentecostari în mod special, chiar am prieteni foarte mulți pocăiți și salut pe această cale, dar nu încercați să-mi închideți credința și biserica. Păi nu vă închide sănătatea nimeni. Va avea, facem... Păi, unde duc toate treburile astea de tăieri de buget? Păi la neposibilitatea de a mai întreține ideea... Domnul Adrian Simeon, se vor închide locașurile de cult, că nu mai poți întreține.
Se vor închide multe din obiectivele naționale pentru că nu mai ai bani de întreținerea curentă, nu mai ai bani de retehnologizare. Fac referință aici la cât de cât să ții pasul cu ceea ce înseamnă tehnică modernă. Am înțeles punctul nostru de vedere. Ați înțeles, dar n-ați înțeles foarte că la fel se întâmplă și la sănătate. 11% e bugetul mai mic față de anul trecut. La fel la învățământ. Cel mai mic buget pentru învățământ din ultimii 30 de ani ca și proiect. În care ministrul învățământului făcea scandal, amința că își dă demisia. Asta așa. Acum nu mai zice nimic după... Praf în ochii oamenilor. Nu mai zice nimic după ce l-au sprijinit în moțiunea simplă. Bun, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Ar mai fi fost multe de discutat, dar probabil că într-o altă... Fiți buni emisiune. Români, asta este ideea. Cetățenii acum, bun, ai statului, fiți gol, buni români. Prea... Nu-i vorba de cetățeanul de rând, este vorba de cel care este la conducere și este la cârma țării. Păi ce, și poate să schimbă. E româncă? Nu știu, nu știu și refuz nu, chiar, atâta nu știu. Timp cât urnele au vorbit și au ales acel cetățean care nu este român, să le reprezinte. Ați văzut ce statui administrația sectorului a capitalei, nu? Doamne, iartă-mă, chiar am văzut cu Dragi, dacă nu mă înșel. Nu la asta faceți referință. Mă rog, Dragi, sunt niște figuri mitologice, așa. Unele dintre ele și altele futuriste. Așa. Și futuriste că sunt în pielea goală, la asta vă referați. Da, le-am văzut. Cu niște căști, cu niște coarne, pe acolo, niște... Dumnezeu știe, în orice caz, nu se întâmplă cel mai bun lucru pentru primăria sectorului din București. Acum arta, poate fi noi mai... Nu înțelegem. Haideți, dacă nu înțelegem, mai bine să nu comentăm. Dar dacă cetățenii și-au ales pe cineva să-i reprezinte, mă rog, respectăm acel vot. Nu știu dacă era o investiție de făcut, nici nu știu cum au ajuns ele acolo. Domnule, toți oamenii de genul acesta vin cu anumite teme. Hai să fim odată clar și să spunem răspicați, să nu ne fie frică. Ei nu vin pentru cetățenii pe care îi reprezintă. Ei vin cu anumite teme pe care trebuie să le ducă la îndeplinire. Proiectele lor nu sunt pentru bunii români. Proiectele lor sunt ascunse, sunt sub masă, cu anumite interese. Hai să fim serioși. O asemenea, da, probabil că nu înțelegem arta asta futuristă. E foarte posibil. Hai să fim echilibrați. Dar nu e vorba doar de ceea ce se întâmplă în artă. Gunoaiele sunt lăsate și în acel sector 1 din București, de izbeliște, investițiile, spitalele fără bani. Este foarte simplu să distrugi o națiune dacă îi distrugi educația și sănătatea. Punct! Domnul Toma, cred că am fost foarte clar. Prezența în studio, vă mai aștept și altă dată. Stimați spectatori, Ilie Toma, deputat PSD, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine! Fotoliul cu ghimbi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresat? Cât a costat? Sunt Adrian Simeon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.